Doamnelor și domnilor, sunt imagini în direct acum. Europarlamentarii din Comisia pentru Afaceri Externe și Subcomisia pentru Securitate se întâlnesc, așa cum vedeți, cu ministrul apărării ucrainean, Olesi Reznikov. A făcut până în acest moment, din ce am reușit să-mi dau seama, deja un bilanț în ceea ce privește victimele, distrugerile pe care le-a suferit Ucraina în urma invaziei rusești. Vorbește în acest moment despre tancuri, despre armament și de asemenea despre echipamentele cu care luptă armata Ucrainei în momentul de față și, bineînțeles, aduce în context și ceea ce s-a întâmplat în Afganistan. Ministrul apărării, un nivel fără precedent ceea ce se întâmplă în Ucraina în momentul acesta, odată cu această invazie. Încearcă în acest moment zeci de mii de ucraineni să-și protejeze patria. Sub comanda șefilor armatei, așadar. Sunt detalii foarte importante legate de lupta care se dă, iată, deja de 21 de zile acolo în Ucraina, de pe de-o parte de pierderile armatei rusești, pe de altă parte de despre dramele prin care trec cetățenii ucraineni în această perioadă. Rusia nu se apără în acest război, spune de fapt ministrul de apărare. Este, așa cum vedeți și cum de altfel au spus și alți oficiali și inclusiv șeful NATO ieri, în deschiderea întâlnirii pe care a avut-o, ca tot încercat să scoată în evidență și să dezvăluie minciunile Rusiei de-a lungul ultimei perioade. Rusia poate fi oprită, dar comunitatea internațională are un rol important și ar trebui să facă lucrul acesta. Vorbește în acest moment așadar Olesi Reznikov despre ce ar trebui să facă pe de-o parte și societatea internațională. Știți toate lucrurile acestea despre care s-a vorbit în ultima perioadă, despre restricțiile și măsurile care au fost luate de comunitatea europeană pe de-o parte, de Statele Unite ale Americii pe de altă parte, de sancționare, o serie de măsuri de sancționare a rușilor, a înalților oficiali din Rusia. O să urmărim toate aceste declarații, așa cum vă spuneam, este un discurs al ministrului ucrainean al apărării care a încercat în deschidere să facă pe scurt un bilanț al pierderilor extrem de importante și ați văzut în deschiderea acestui jurnal ce s-a întâmplat numai noaptea trecută. Rușii au atacat din nou clădiri administrative, ați văzut situația din Mariupol, orașul arată, imaginile de acolo sunt absolut devastatoare, este pur și simplu distrus. Spuneau cetățenii ieri acolo că orașul lor este pur și simplu un iad în momentul acesta și în continuare, vă reamintesc, sunt oameni care nu vor să plece de acolo, deși nu mai au nici mâncare, nu mai au nici apă și trăiesc în condiții extrem de grele. Urmărim ce se întâmplă, vedem care va fi și răspunsul Comisiei Europene în continuare, pentru că sunt întâlniri pe tot parcursul acestor zile la nivel înalt. Ați văzut toți oficialii ieri, de asemenea, Olesi Reznikov a fost invitat și la acea întâlnire a NATO. A venit și acolo cu un mesaj foarte puternic pentru a expune ce se întâmplă deja de atâtea zile, de mai bine de 3 săptămâni în țara sa. Mergem mai departe.